Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 12. Iată principalele titluri ale ediției. Referendumul a devenit cea mai importantă carte de jucat pentru Rusia în Republica Moldova în această toamnă. Declarația a fost făcută de Mihai Mogâldea, directorul adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Peste 500 de candidați la bacalaureat susțin astăzi examenul la limba maternă, aceasta fiind ultima probă din actuala sesiune. Autoritățile ruse impun propaganda Kremlinului și persecută profesorii necooperanți din teritoriile ocupate ale Ucrainei, arată un raport al Human Rights Watch. Decretul privind inițierea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost semnat de președinta Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de șefa statului astăzi pe pagina sa de Facebook. Într-un mesaj pe Facebook, Maia Sandu a subliniat că Republica Moldova a îndeplinit toate recomandările Comisiei Europene. Astfel, la 2 ani de la obținerea statutului de țară candidată, va avea loc prima conferință interguvernamentală Moldova-UE la 25 iunie, care fixează începerea negocierilor de aderare. Azi am semnat decretul privind inițierea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În spatele acestor eforturi de modernizare a țării stau mii de oameni din instituțiile statului și munca fiecăruia dintre ei are un impact crucial asupra obiectivului nostru de țară, să pregătim Republica Moldova pentru aderare până în 2030, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook. Totodată, șefa statului a desemnat-o pe Cristina Gerasimov, viceprim-ministră pentru integrare europeană în calitate de negociator șef din partea Republicii Moldova. Parlamentul olandez a votat pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova și Ucrainei, eliminând ultimul obstacol formal pentru ca UE să deschidă în mod oficial discuțiile de aderare cu ambele țări săptămâna viitoare. Înainte de vot, noul guvern olandez a făcut publică decizia că va sprijini parcursul de aderare al ambelor țări. Opoziția necesită aprobarea oficială a Parlamentului. Pasul îndepărtează ultimul obstacol în calea Republicii Moldova și Ucrainei după ce statele membre UE, după săptămâni de dezbateri, și-au dat vinerea trecută acordul de principiu asupra cadrelor de negociere pentru aderare. Primele conferințe interguvernamentale, atât pentru Moldova cât și pentru Ucraina, sunt programate pentru 25 iunie, când ministrii afacerilor europene se vor reuni la Luxemburg. În ajunul primei conferințe interguvernamentale Republica Moldova-UE, viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov anunță că s-a întâlnit cu reprezentanții mai multor formațiuni politice pentru a informa despre evoluțiile de pe agenda europeană și a consulta poziția generală de negociere a Republicii Moldova. Am îndemnat participanții la discuție ca, împreună cu colegii din partidele lor, să se implice activ în promovarea valorilor europene în localitățile țării. Vineri 14 iunie, ambasadorii celor 27 de țări ale Uniunii Europene și-au dat acordul de principiu pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, care vor începe pe 25 iunie. Președinta Comisiei Europene în exercițiu, Ursula von der Leyen, a calificat decizia drept un pas uriaș în drumul către UE și a dat asigurări că instituția va fi alături de Republica Moldova și Ucraina. Decizia de începere a negocierilor a fost salutată și de șefa statului Maia Sandu. Pe 7 iunie, Comisia Europeană le-a transmis ambasadorilor UE că Ucraina și Republica Moldova au îndeplinit condițiile pentru a începe negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a acordat la 23 iunie 2022 statutul de țară candidat pentru Republica Moldova. La 14 decembrie 2023, Consiliul European a decis începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Referendumul a devenit cea mai importantă carte de jucat pentru Rusia în Republica Moldova în această toamnă. Declarația a fost exprimată de directorul adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Mihai Mogâldea, la o emisiune de la Realitatea Live. Potrivit expertului, o rată de participare sub pragul necesar pentru validarea plebiscitului va însemna un eșec pentru guvernanți în calitate de inițiatori ai acestei idei. Boicotarea referendumului în sine va fi un pas comun pentru toți. Ei toți își vor uni eforturile în boicotarea acestui proces, chiar dacă Șor a anunțat că va susține ideea de a sau va încuraja oamenii să voteze nu la referendum, într-un final tot va boicota acest proces. Și odată unite aceste forțe împreună în
realizarea acestui ideal comun, s-ar putea să asistăm la o situație imprevizibilă legată de un prag sau o participare destul de scăzută la referendum, la limită, sub sau peste 33%, cred că undeva pe acolo vom fi. Eu cred că rata de participare va fi în jur de 35%, sper eu mai mare de atât, dar nu o văd dincolo de 40%. Mihai Mogâldea spune că miza principală a guvernanților este să convingă oamenii să iasă la urne, indiferent dacă vor opta pentru sau împotriva vectorului european. Mogâldea mai precizează că o rată scăzută de participare la referendum va știrbi din credibilitatea acestui exercițiu democratic. Eu aș vrea un referendum cu o rată de participare de 50%, 60%. Și acolo să vedem exact cum gândește lumea din această țară. În cazul în care în anumite regiuni rata de participare va fi 10%, cum consider că se va întâmpla în Găgăuzia, de exemplu, se pierde din legitimitatea și credibilitatea acestui referendum. De aceea, atunci când partidele noastre pro-europene, în frunte cu PAS, merg în regiuni, când merg la Combrat, când merg la Băți, când merg în Taraclia, ar trebui să încurajeze oamenii în general să iasă și să-și spună cuvântul. Potrivit legii, validarea unui referendum constituțional necesită o rată de participare de peste 33%. România va trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în Ucraina. Decizia a fost luată de Consiliul Suprem de Apărare al României, prezidat de președintele Klaus Iohannis. Având în vedere deteriorarea semnificativă a situației de securitate în Ucraina ca urmare a atacurilor constante și masive ale Rusiei asupra civililor și a infrastructurii civile, mai ales asupra celei energetice, precum și consecințele regionale ale acestei situații, inclusiv asupra securității României, în strânsă coordonare cu aliații, membrii Consiliului au decis donarea către Ucraina a unui sistem Patriot, precizează Consiliul într-un comunicat citat de presa română. Patriot reprezintă cea mai mare achiziție a României de după Revoluție. Ministerul Apărării Naționale a plătit 4 miliarde de dolari pentru 7 sisteme. Până acum, Statele Unite ale Americii au livrat 4, iar celelalte 3 sisteme ar trebui să sosească în țara vecină până în 2027. Luna trecută, în timpul unei vizite în Statele Unite, Klaus Iohannis a admis că a discutat cu Joe Biden despre posibilitatea acordării Ucrainei de către România a unui sistem Patriot. Iohannis a spus că în Ucraina este nevoie de sisteme de apărare antiaeriană și că a existat o discuție intensă despre cine le poate oferi, fiind întrebată și România. Primul sistem Patriot a fost operațional în România în noiembrie anul trecut, iar cel de-al doilea a devenit operațional vineri 14 iunie. Al treilea va fi gata la sfârșitul anului, potrivit autorităților de la București, iar al patrulea va fi gata de luptă la începutul anului viitor. Autoritățile Rusiei impun propaganda Kremlinului, eradichează limba ucraineană și persecută profesorii necooperanți din teritoriile ocupate ale Ucrainei. Acest lucru se afirmă în raportul Organizației pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, Educație sub Ocupație, care se concentrează pe rusificarea forțată a sistemului de educație școlară din regiunile anexate ale Ucrainei. Studiul se bazează pe interviuri cu 42 de profesori și cadre didactice din regiunea Harkov care au supraviețuit ocupației rusești din 2022. Apărătorii drepturilor omului au vorbit de asemenea cu profesori care au fost strămutați cu forța sau au fugit din teritoriile ocupate din regiunile Kherson, Zaporojie, Donetsk și Luhansk. Profesorii ucraineni care refuză să coopereze cu autoritățile de ocupație sunt amenințați, închiși și torturați. Impunerea de către Rusia unor schimbări în sistemul educațional din teritoriile ocupate încalcă și alte standarde internaționale privind drepturile omului, inclusiv interzicerea propagandei de război, dreptul copiilor la educație în limba maternă și dreptul părinților de a lua decizii cu privire la educația copiilor lor. Se arată în raportul Human Rights Watch. Potrivit estimărilor autorităților ucrainene, în prezent există aproximativ 1 milion de elevi în teritoriile ocupate de Rusia, dintre care peste 62.000 continuă educația la distanță în cadrul programului ucrainean. Restul copiilor sunt forțați de autoritățile de ocupație să urmeze programa școlară rusă, limitând drastic predarea în limba ucraineană și folosind manuale de istorie care justifică invazia rusă și prezintă Ucraina ca pe un stat neonazist. De asemenea, copiii sunt forțați să urmeze o pregătire militară de bază. Peste 500 de candidați la bacalaureat susțin astăzi examenul la limba maternă, aceasta fiind ultima probă din actuala sesiune. Rezultatele vor fi afișate pe 27 iunie.
Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării, la examenul de astăzi participă 523 de candidați în 13 centre de bacalaureat. Dintre aceștia, 230 de candidați susțin proba la limba și literatura bulgară, 240 candidați proba la limba și literatura găgăuză, iar 53 de candidați vor susține proba la limba și literatura ucraineană. Sesiunea de bază de bacalaureat 2024 se desfășoară în perioada 4-21 iunie în 93 de centre din întreaga țară. La aceasta au participat în total peste 18.000 de candidați. Testele de bacalaureat sunt evaluate de aproape 550 de profesori în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău, începând cu data de 4 iunie. La 20 iunie, absolvenții ciclului gimnazial de învățământ și-au aflat notele de la examenele finale. Este vorba de 3 probe la matematică, limba română și istorie. Rezultatele au fost afișate la intrările în școli. În video publicat de portalul Agora, absolvenții claselor a 9-a s-au îmbulzit să-și afle notele de la examene. Rezultatele la toate cele 3 probe au fost afișate odată, iar emoțiile tinerilor dintre cele mai diferite, de la bucurie la speranță că a doua încercare va fi cu mult mai mult noroc. Examenele naționale de absolvire a gimnaziului s-au desfășurat în perioada 3-13 iunie. Aproape 30.000 de elevi au susținut examenele naționale de absolvire a gimnaziului. Polițiștii din Chișinău au ridicat droguri în valoare de 1,5 milioane de lei. Activitatea ilicită se desfășura pe întreg teritoriul țării, iar în urma investigațiilor, 4 suspecți cu vârste între 30 și 45 de ani, rezidenți ai orașului Chișinău, au fost identificați și reținuți conform informațiilor furnizate de Inspectoratul General de Poliție. În urma unor operațiuni complexe de investigație desfășurate pe parcursul a 2 luni, s-a stabilit că suspecții procurau drogurile din Odessa și le aduceau în Republica Moldova prin metode de contrabandă. Acestea erau apoi distribuite consumatorilor prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram și prin ascunzișuri special amenajate. În cadrul perchezițiilor efectuate, polițiștii au confiscat 31 de pastile de ecstasy, aproximativ 500 de grame de metadonă, sume de bani, telefoane mobile, cântare electronice și diverse obiecte folosite pentru împachetarea și consumul de droguri, toate acestea fiind găsite în vehiculele și locuințele suspecților. La Arena Chișinău continuă turneul Billie Jean King Cup la tenis feminin. Colegul nostru Dan Limbas se află la fața locului și vine cu detalii despre cum a început cea de-a cincea zi a campionatului. Bună ziua, Dan, te ascultăm! Bună ziua, Maria! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este a cincea zi de concurs aici la Arena Chișinău, la campionatul mondial de tenis feminin. În spatele meu se desfășoară meciul între reprezentativele Armeniei și Luxemburgului. Mâine, fetele noastre vă întâlni selecționata Armeniei, iar alături de mine este doamna Natalia, secretarul general al Federației de Tenis din Republica Moldova. O să vă rog, doamna Natalia, să ne spuneți ce urmează în afară de aceste meciuri pe care le-am menționat și care este atmosfera generală pe acest final de concurs? Bună ziua, Dan! Bună ziua, Maria! Da, ne apropiem la sfârșitul turneului și săptămâna a fost una reușită. Săptămâna a fost foarte frumoasă, aveam noroc cu timp și am avut parte de meciuri extrem de interesante și extraordinar de strălucitare, să zic, că tenisul este de performanță. Jucătoarele sunt cu clasament destul de înalt pentru Moldova. Aș zice cu siguranță că nu prea des, să nu zic niciodată, Moldova nu a văzut jucătoarele de acest clas. Și bine, acum în penultima zi se dispută meciurile Armeniei și Luxemburgul. Mâine vom juca cu Armenia, însă dacă va câștiga azi, mâine o să ne disputăm între noi doi locul 4 și 5. Normal, vă mulțumesc, îmi cer scuze, vă mulțumesc. Atât de aici, Maria, doamnelor și domnilor, noi ne revedem la ora 17. La revedere! Mulțumim, Dan! Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colegul meu, Octav Tarlapan. Ne revedem luni la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!